A început anul în mare forță. După 2 ani de pauză în amor, Roxana Ionescu și-a găsit liniștea de mai bine de câteva săptămâni în brațele unui șarmant timișorean. Iar iubirea dintre ei pare foarte mare. Cei doi nu ezită să-și arate afecțiunea unul față de celălalt, nici măcar pe stradă. Este imaginea dragostei. Da, mama natură strălucește și mai nou, iubește. Roxana și Tinu au fost surprinși de paparații spynews.ro lângă un restaurant de fițe în ipostaze tandre. Seducătoarea vedetă împreună cu noul iubit au servit o cină ca doi adevărați îndrăgostiți. Păreau relaxați, iar iubirea li se citea pe chip. Iar când au fost întrebați de planurile pentru Sfântul Valentin... Însă, la cât de îndrăgostiți par, suntem convinși că la ei e ziua îndrăgostiților mereu. Dragostea lor plutea parcă în aerul nopții. Ce romantic, ce frumos. Îmbrăcați casual, surâzători, Roxana și Tinu nu s-au sfit să se îmbrățișeze în văzul tuturor. Tinu este foarte atent cu Roxana. Îi deschide portiera la mașină, așteaptă ca ea să urce, îi închide ușa și abia după intră și el în mașină. Ce mai? Tinu are foarte multă grijă de ea. Și să nu uităm că face și naveta tocmai din celălalt colț al țării ca să stea cât mai mult cu Roxana.